O achiziție efectuată în sistemul electronic de achiziții publice atrage atenția în sensul în care descrie un contract încheiat pe 9 octombrie 2023 între Spitalul Municipal de Urgență din Roman și SCGEO ARC SRL pentru servicii de întocmire studii de specialitate, propunere heliport. În acest context am întrebat conducerea unității sanitare cu paturi care ar fi intențiile privind o astfel de investiție și de ce ar fi necesară pentru Spitalul din Roman. Procedurile sunt de durată și necesită și o sursă de finanțare. În zona blocului alimentar, unde este bazinul care nu a funcționat niciodată, reprezentanții spitalului propun dărâmarea celor construcții, acolo urmând să fie construit un bloc materno-infantil, unde va urma să funcționeze bloc operator, secția de obstetrică ginecologie, ATI-CPU, neonatologia și chirurgia infantilă. De asemenea, se dorește mutarea secției de pediatrie, care în prezent funcționează în incinta spitalului vechi. Pe această clădire ar urma să fie amenajat heliportul. Pentru asigurarea calității infrastructurii spitalicești, în acord cu normele de funcționare, autorizații și în acord cu normativele de proiectare și verificare ale construcțiilor spitalicești, cu păstrarea nivelului 2 de clasificare a secției de obstetrică, ginecologie și neonatologie, cu integrarea secțiilor dedicate îngrijirii copiilor pentru toate grupele de vârstă în cadrul aceleiași incinte și creșterea nivelului de protecție a sănătății concomitent cu îmbunătățirea stării de sănătate, dorim să facem un bloc, o extindere a spitalului existent, așa numită extindere bloc materno-infantil cu heliport. Pentru că suntem într-o zonă în care accidentele rutiere sunt destul de frecvente, fiind la intersecția de mai multe drumuri și cu E85 lângă noi, văzând că multe accidente le și transferăm către centrele universitare unde există secție de neurochirurgie și este nevoie de elicopter pentru acest transfer și nu numai accidente, ci și alte afecțiuni gen infarct miocardic, disecție de aortă, care au fost transportate cu elicopterul. Dorim pe această clădire, acest bloc materno-infantil, să fie dotată și cu heliport. În momentul de față suntem în discuții și urmează ca firma să vină la fața locului și să facă acel studiu de obstaculare, să vedem dacă suntem eligibili pentru acest heliport, având în vedere că în zonă sunt blocuri cu 10 etaje și în funcție de acest studiu putem spune dacă se poate și cum se poate construi noua clădire, astfel încât să avem acest heliport. Acum s-a găsit soluția aici, să schimbăm destinația blocului alimentar. Este mult mai ușor să o schimbăm decât să rămână nefuncțional acel bazin, cum am spus și înainte, de la construcția spitalului el nu a funcționat niciodată și după care să găsim sursa de finanțare. Sursa de finanțare sperăm prin fonduri europene, pe programul operațional sănătate, să reușim să avem proiectul și să înaintăm în momentul în care se va da drumul la finanțare. Contractul încheiat între Spitalul Municipal de Urgență din Roman și SCGEO ARC SRL pentru servicii de întocmire, studii de specialitate, propunere heliport, are o valoare de 105.000 de lei fără TVA.